Astăzi, deși discuțiile din Parlament nu au început, am un punct de vedere ferm în legătură cu proiectul Roșia Montana. Cred că proiectul exploatării la Roșia Montana nu poate fi susținut, fie ar trebui retras, ceea ce nu este cazul, deoarece a fost trimis mai departe de guvern, fie trebuie respins. Am ajuns la această concluzie nu din motive tehnice, nu doar pentru că ar avea șansa de a fi fezabil sau util, ci pentru că există consecințe majore care împiedică aprobarea lui. Este un proiect de anvergură națională, este vorba de unele dintre resursele cele mai importante ale acestei națiuni. Când vorbim de un proiect care implică resurse naționale importante ale unei națiuni, este important să avem susținere publică. Constatând că proiectul produce o semnificativă scindare în societatea română, un număr semnificativ de cetățeni care nu au încredere că proiectul va utiliza resursele acestei națiuni în beneficiul națiunii, a explicat președintele PNL. Potrivit domniei sale, proiectul nu ar acționa în beneficiul românilor. Există o uriașă cantitate de suspiciune, nu doar în mediul politic, în cercurile de presă sau mediul online, ci în opinia publică. Nu ar acționa cu interesele publice, naționale, legitime. S-au dus acuzații care au adâncit sau amplificat sentimentul. Este vorba de anumite fragilități ale proiectului. Primul ministru ne spune că va vota împotriva lui în calitate de parlamentar. Este un proiect care, în ceea ce privește avizul de mediu, esențial într-o asemenea temă, ministrul de resort spune că va da sau nu avizul în funcție de rezultatul votului în Parlament, a mai spus Antonescu. Poziția mea este că acest proiect, în acest moment, trebuie respins, a precizat liderul liberal-democrat.